Condiția unui tratament rapid și eficient este dată de un diagnostic precis și prompt, mai ales în urgențele medico-chirurgicale, precum traumatisme provocate de accidente rutiere complexe, accidente vasculare cerebrale, abdomeno-acute și formațiuni tumorale, unde se lucrează contra cronometru. Fără un computer tomograf, acest lucru este imposibil. Din păcate, argeșenii sunt pe cale să piardă această șansă enormă de a avea în incinta Spitalului Municipal din Curtea de Argeș o clinică privată de tomografie computerizată. Care este situația cabinetului în acest moment? Eufemistic este rea. De fapt, este dezastruoasă și suntem într-un faliment avansat. Și asta datorită faptului că, așa cum am mai discutat anterior, astfel de aparat este foarte rentabil pentru o populație de peste 200.000 de locuitori și aici populația este în scădere vădită, reiese și din statistici. Sigur, populația a sărăcit foarte mult și nici adresabilitatea, hai să zicem, a pacienților prin intermediul via policlinică sau medici din spital nu este chiar așa de mare. Lipsa banilor este cel puțin la prima vedere motivul pentru care locuitorii din Curtea de Argeș și zonele arondate nu vor mai putea beneficia de serviciile unui computer tomograf la ei în oraș. Clinica medicală care îl deține nu are un contract cu spitalul și din această cauză costurile investigațiilor trebuie suportate de către pacienți. Ar exista totuși soluții care să crească adresabilitatea pacienților și mai ales a celor nevoiași și a celor cu mari urgențe medico-chirurgicale. Nu se pune problema ca spitalul să plătească în acest moment, pentru că, în mod infaust, banii dați de către Casa de Sănătate nu ajung nici pentru salariile medicilor și personalului din spital. Dar formule cât se poate de legale și profitabile, în special pentru omul aflat în pericol de moarte, ar exista. Am propus astfel de formule spitalului. Deocamdată este încă o inerție care, nu știu, interzice punerea în practică a propunerilor pe care le-am făcut și, sigur, cu 1, 2, 3 pacienți pe zi, cu o medie oricum anuală de aproape 2 pacienți pe zi, nu se poate rezista. Medicul ar putea încheia un contract direct cu Casa de Asigurări de Sănătate Argeș, dar cazurile decontate nu ar fi suficiente pentru a acoperi costurile unui astfel de aparat de înaltă performanță. Acum aparatul riscă să nu mai poată fi folosit pentru că materialele consumabile necesare funcționării sunt pe sfârșite. În aceste condiții, doctorul Gherghescu spune că singura soluție este închiderea clinicii și vinderea aparatului.